Românii care nu au instalate sisteme pentru colectarea apei provenite de la precipitațiile atmosferice riscă amenzi de sute de lei. Ce categorie de oameni este vizată? Aflăm de la colega noastră Arina Dobre. Bun găsit tuturor! Românii care locuiesc la casă trebuie să fie extrem de atenți și asta deoarece dacă ei nu respectă legea, ei bine, atunci riscă amenzi de 500 de lei. Este vorba mai exact despre acei români care locuiesc la casă. Ei bine, acești români trebuie să aibă instalate sisteme pentru colectarea apelor pluviale. Și asta pentru a risca astfel să inunde drumurile publice sau să își inunde vecinii. Pe lângă asta, ei trebuie să fie extrem de atenți și dacă au aceste sisteme instalate, dacă acestea funcționează sau nu, pentru că și în cazul în care ei au aceste sisteme instalate, dar acestea nu funcționează, la fel aceștia riscă să primească amenzi de până la 500 de lei.